Atmosferă incendiară în acest weekend în stațiunea Treiape. Sute de cărășeni și timișeni au luat cu asalt pontonul ca să simtă acordurile de chitară ale trupei lui Cristi Iacab. Și dacă sezonul tot s-a deschis, turiștii și-au propus să profite de aerul de concediu și vacanță la fiecare sfârșit de săptămână. Asta pentru că muzica, soarele și apa le permite acest lucru. Salut, ce faci pe aici? Cu prietenii. Cum e cu formația band? Cu bandul live, cu Treiapele? Cu... Mișto, mișto. Cine nu a fost pe aici nu știe. Să vină toată lumea. Va? Rock la munte. Super, super. Am fost invitat cu niște prieteni. Ne petrecem. Sper să iasă bine până la tot. Cum e cu Cristi? Cristi Iacab live? Îmi place. Prietenul meu. Suntem un grup foarte ok. Sperăm să venim cât mai des. Stres. Cum e? Mega, beton. Îți place cum cântă Cristi? Cristi tot timpul e numărul 1. Baia, ai făcut astăzi? Astăzi nu, n-am ajuns, dar mâine dimineață sper că după un after, așa, direct în... Până la cât se întinde petrecerea asta? Păi astăzi e deja mâine, sigur, până la ora 11, after-ul, micul dejun, 11:30 și direct... Direct baie? Direct baie, clar. Mă distrez, ascult muzică! Chiar este super relaxant așa, mă simt super bine. De unde ești? Îs din Quebec, din Canada și îmi place pe aici. Vin la Treiape exact cu scopul de a mă relaxa, mă simt bine, într-o atmosferă ambiată. Ai încercat apa? Da, da, super tare. Succesul trupei Reșițenei face pe membrii acesteia să se simtă adevărate vedete în mijlocul naturii. Asta mai ales datorită cadrului select în care este amplasată scena, și anume la malul apei. Uite, suntem la cântare, facem aici atmosferă, la trei ape, așa cum facem an de an, deja de vreo 3 ani suntem aici la voi. La voi, nu? Și ne distrăm foarte tare, ne bucurăm foarte tare că suntem aici cu publicul care ne tot urmărește, din Reșița în mod special. Și ce pot să zic? Lumea e ok, se simte bine. Lumea se simte foarte bine, lumea se simte bine și noi ne simțim foarte bine. Deci chestia asta mă bucură cel mai tare. Când venim aici, suntem în mediul nostru și chiar avem așa un feeling special pentru... Rock la munte. Rock la munte. Cei mai fericiți din toată această afacere sunt operatorii de turism, care au de câștigat de pe urma caniculei de afară. Astfel că fac tot posibilul să nu-și piardă clienții, ci să-i momească cu multe oferte și atmosfera incendiară. Săptămâna trecută a început sezonul estival oficial. Stațiunea Treiape, toată lumea știe că este situată pe malul lacului Treiape. Cazare, capacitatea de cazare este de 64 de locuri, de asemenea și în restaurant avem 64 de locuri. Bungalow. Terasă, bungalouri, da, bungalouri. Terasă la ponton, terasă în fața restaurantului. Bucătăria este tradițional românească. Pontonul de la lacul Treiape este încă în construcție, dar asta nu-i oprește pe turiști să nuate în apa de munte și să fugă de căldura soarelui la fiecare sfârșit de săptămână.